a venit timpul. A venit timpul să vorbim despre studioul la care contează. Studioul la care face filme bune. A24. Și despre ce film vorbim? În prima vacă. First Cow. Nu mă așteptam ca ăsta să fie reveul pentru A24 după atâta timp, but here it is. Și e un film bun, evident. Nu doar pentru că e făcut de A24, chiar e un film bun. Entuziasm pentru filmul ăsta? Sincer nu, nici n-am vrut să văd trailerul când o a apărut. L-am văzut într-un final, cred că pe live la un moment dat și eram... Cred că l-am văzut pentru că știam că ăsta o să apară. Filmele pe care le aștept eu, din momentul de ceva timp deja de la A24, sunt Saint Maud și Green Knight, parcă se numește. Și am primit prima vacă. Deci da, nu am avut ceva așteptări, dar am zis că în perioada asta în care oricum o să postez mult, foarte mult, după cum poate ați observat, câte un clip în fiecare zi, câte o dată și două pe zi, am hei, hai să-l văd. E un film de la 24 dacă le-am oferit atâtea, bum 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 în toate direcțiile, ai și unul de la 24 Și aveam ăsta și mai aveam încă unul, Boy Estate sau Boy State, nu știu, ceva, era... pe Apple Plus și pare politic, dar fem ficțiune politic și am zis, pă, hai să-l văd pe ăsta. Că vine vorba de poveste, eu trăim într-o perioadă veche cu cowboy, cu văcari, cu domnii caiboi. boi. E sărăcie la tabără, la camp acolo, e sărăcie, fiecare lucrează pe galben, pe arginți, pe bucăți de șnur, înțelegi? E o perioadă grea, e o perioadă grea. Fiecare se descurcă cum poate, fiecare are un vis mai măreț, dar Fiind acolo e un vis atât de mic și trebuie să tragi atât de mult ca să îndeplinești visul ăla, e o perioadă grea. Dar apare o, o lumină, o urmă de speranță, the chief factor, șeful, de la fabrică sau ceva de genul, un baban, un baban englez. Și a cumpărat o făcuța. Baby! I didn't see a cow for such a long time, baby. That is such a nice cow. Țăranii văcarii ca Voi ați auzit că, ci că trebuiau să fie două. Dar una a murit pe drum. E vaca lui englezul, lui, lui Bogătan, ca să sanchi să-și pună el lapte în ceiuc. Firața e dracu de Bogătan. Bă, toate bune și frumoase dar se întâlnesc doi șmecheri. Un Chinatown, un chinez și un cowboy. Stau ei împreună, se gândesc, bă, muncim atâta, avem așa planul, mari să mergem până San Francisco sau undeva, bă, dar cum putem, mă, noi să scoatem bani? La care cowboy spune, bă, nu știu, frate, eu ce n-aș da eu pentru un pic de lapte să fac niște biscuiți, niște prăjiturele din alea de la patiserie. Păi da, englezul are băcă. De ce nu mergi sar gardul și ciordești o cănuță de lapte? Zi și făcut, ca oboiul nostru sare gardul, se duce la prima făcuță, tu 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 cu un pic de lapte și face niște biscuiți. Că el s înainte era patiser, l-a învățat cineva din Boston. La care chinezul spune... Cu cât crezi că am putea să vindem astea? Ia gândește-te. Eu zic să ducem la piață, la târg mâine. Să testăm un pic apele. Zici și făcut să duc ai mei cu găletuța, cu biscuiți acolo la piață. Vin -am, cât vrei mă pe biscuiți ăștia. A, ah, păi, trei galbeni, ha, 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 trei agenți, trei ruble. Ha, ha, ha. Au vândut tot. Se băteau pe ele. Dă și mie, dă Dar ăștia se gândesc, bă, trebuie să facem ceva mai bun. Nu merge doar pe biscuiți din ăștia, că se vedea că oamenii, bă, ne bucurăm că nu nimic, dar dacă era un pic mai dulce. Cowboy patiserul zice, hai mă să facem niște prăjiturele din asta cu mere, fain, frumos. Dar luați în considerare că în tot acest timp iei ciordele slapte de la văcuță. Cam atât. Vă las aici. E un film drăguț. E un film filmat frumos, simplu. Chinatown-ul ăsta are o voce super, super frumoasă când vorbește. E un film de după-amiază sau seara înainte să te culci. E foarte frumos, foarte frumos. Când vine vorba de actor, nu-i recunosc. Ăsta care e cowboy recuno... are o față, dar m-am uitat și pe MDB și pe Google, am scris movies, cast, etc. Și am găsit unde o mai jucat dar nu mi-aduc aminte să-i fi văzut fața în niciunul din filmele menționate de Google sau de IMDb. Deci nu știu de unde îmi pare mie familiar, dar deritiz Și ca mi-a plăcut, el a fost un om umil, el a fost un om care a vrut să facă biscuiții ăștia sau prăjituri și el îi tot spune lui China man, bă, cred că avem destui bani încât să plecăm de aici. Și China man, e opusul, China Men. zice, man, ne trebuie mai mult. El devine greedy, devine halos, e halos. Vede oportunitate, putem să facem mai mulți bani din asta. Atât de mult încât la un moment dat face prăjitură pentru englez de la care fură lapte, mă. Dar dacă vorbim un pic și de chinez, chinezul iar frumos. s a spus, vocea lui impunătoare, totul asta nu, nu știu nici pe el, m-am uitat din nou pe asta, ci că a jucat în Star Wars, și că cred că a jucat și în Skyfall, nu-mi pare cunoscut deloc. Prima oară am crezut că e unul din Warrior sau din Banci, nu e ăla, și am zis ok, nu știu cine e, dar îmi place. În schimb, englezul ăla, știi, ăla care a cumpărat vaca, șmecherul. Ăla e ăla din Captain America și mai fost el în multe chestii cunoscute, bătrânul ăla, îl știți, E ok, el a fost ok, mi îmi place să-l văd de fiecare dată când apare așa, nu joacă mai niciodată un, din ce am văzut eu, rol major, gen personajul principal, dar de fiecare dată când apare, cred că el a fost și în Wayward Pines și acolo parcă mi-a plăcut foarte mult. Aștept zile pentru mine, prima vacă, filmul, prima vacă, a fost uh, o experiență drăguță, a fost un film lejer. Și știi, știi că ți-am spus la început că e un film înainte să te culci, dar e și un film de după masă? L-am văzut în ambele ipostaze. L-am început seara prea târziu și simțeam că nu prea pot să mai fiu atent, știi? Și m-am pus la somn și am adormit așa de bine. Și după aia l-am văzut după masa a doua zi cât stăteam la calculator, încă beam cafea, îmi începeam ziua. În ambele ipostaze m-am simțit extraordinar cu filmul ăsta. Vezi că e filmat în pătrat, nu știu cum e, 16 pe 9, 16, știți voi mai bine, e filmat în pătrat, da? Dacă te deranjează asta, eu m-am obișnuit mai ales la 24 cu filme ca Lighthouse sau a Ghost Story, când văd asta în gen, a da, e un film de la 24. Nu mă deranjează, dar sincer, nu cred că ăsta era genul de film care trebuia să fie filmat așa. Sincer, nici Lighthouse nu știu sigur acum că stau să mă gândesc. A Ghost Story merge. A Ghost Story mi-a plăcut filmat așa. În schimb, ăsta sunt un pic împărțit. De nu m-a deranjat că sunt cumva obișnuit. Dar că asta o să fie un deal breaker pentru tine că nu ți filmul pe tot ecranul. Well, there it is. Când vine vorba de cum e filmat, e filmat bine, e filmat frumos. Nimic, nu cred că am văzut niciun moment din ăsta extra spectaculos. Mai degrabă au fost multe momente când era întuneric, că ăștia merg la ciordit seara și mă chinuiam un pic, mai ales când v-am spus că l-am văzut ziua și dacă bătea o reflexie în monitor, am să nu mai văd nimic, ce se întâmplă în scena asta. Asta ar fi așa niște mici plângeri, na, care mă gândesc, unde mă gândesc că ar fi pentru voi o experiență mai neplăcută. Eu m-am descurcat și l-am văzut până la urmă. Dar în afară de asta, filmul are o inimă frumoasă. E... e o poveste simplă, sunt niște oameni săraci care vor să facă prăjituri, ca să facă bani, ca să ajungă într-un oraș mai mare, ca să aibă un trai mai bun. Simpl, asta e tot. Și funcționează. Nu o să l laud foarte mult față de Pain and Glory, de exemplu, dar a fost o experiență plăcută, este un film, o să mă repet de 8 ori, drăguț. Deci dacă vrei ceva chill cu niște actori foarte carismatici și foarte charming, așa să zic, First scau, este acolo. Nu cred că ai știut de el, dacă ai știut de el și nu știai dacă merită să-l urmărești, îți spun eu, merită să-l urmărești. Pentru mine, fără scau, primește scut complet. Nu este cel mai bun film de la A24. Da? Nu o să sar aici, pe scaun, nu o să aplaud. Dar este un film bun și sper că o să-l vezi și tu. Ai văzut? Fără scau, Ce crezi tu despre el? Sau intenționezi să-l vezi acum, că ai auzit de el? Subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.